Bine ați revenit la mobilissima.ro! Am în mână un OnePlus Nord N10 5G și începe recenzia sa. Atunci când i-am făcut unboxing-ul, toată lumea mi-a zis: Alex, de ce spui că este ieftin la 1700 de lei? Cred că m-a luat valul cu marketingul ăsta, împingerea lui în față ca telefon de buget. Mă rog, e de buget dacă te uiți la OnePlus 8, 8T și la telefoane care au dotări similare, care au 5G să zicem. Pe de altă parte, 1700 de lei e un preț ridicat dacă vezi ce este în alte tabere. Avem totuși un telefon cu o cameră quad, cu un procesor Snapdragon 695G și în același timp cu refresh rate de 90Hz. Dacă ne-a convins el sau nu, aflați în minutele următoare, pentru că începe recenzia mobilissima.ro. Acest OnePlus Nord N10 5G îmi amintește puțin de un telefon din seria Samsung Galaxy A. Iar dacă mă uit în spate, mă duce cu gândul la un Huawei Honor 8. Poate un Honor 8X, poate un Honor 9X, în fine, ați prins ideea. Spatele este fabricat din policarbonat, deși de la distanță poate părea sticlă, are un mod destul de elegant de a prinde lumina. Modulul camerei seamănă cu cel de pe un Galaxy A, așa cum am spus, iar telefonul este grosuț după pretențiile de azi, 9 mm în talie. Cântărește 190 de grame, dar se simte foarte ușor în mână. L-aș numi și ușor alunecos, nu aș spune că e foarte alunecos, ci doar ușor alunecos. În același timp, ușor de utilizat cu o singură mână și butoanele oferă feedback destul de ok, cele de volum din stânga și cel power din dreapta. Ați observat bărbia destul de mare de jos și decupajul pentru camera selfie, care este și el măricel în colțul din stânga sus. Destul de bine construit pentru un telefon cu atât de mult policarbonat și disponibil într-o singură nuanță numită Midnight Ice. Rămânem cu ideea că este confortabil de folosit cu o mână și puneți o husă, pentru că spatele atrage multe amprente și scame. Bun, acum o să vorbim despre display și o să punem la treabă imediat. Voi trebuie să știți următoarele. Este un panou IPS LCD de 6,49 inch cu o rezoluție de 2400x1080 pixel și refresh rate de 90 de Hz. Are aspect 20x9, protecție Gorilla Glass 3 și te poate scoate puțin din imersiune decupajul ăsta de cameră selfie, bărbie e cam mare, dar suntem aici pentru a vorbi mai mult despre experiență. Pot să vă zic că luminozitatea este ok la interior, dacă îl scoți la soare, nu se descurcă. Avem niște culori destul de realist calibrate, dar unghiurile de vizualizare nu sunt cele mai bune din lume, e un telefon mai bun de privit din față decât din lateral. Ok, și rămânem practic doar cu aceste culori și cu luminozitatea la interior. Pixelii au aranjament RGB stripes și hai să vedem cum am stat la testul cu luxmetrul. Știți că la Mobilissimo, ca să treci clasa, ai nevoie de 400 de lux. Aici avem doar 363 de lux. Locul 318. Clar, nu e flatant și depășim doar telefoane ca Huawei pe Smart 2021, Huawei pe 30 Lite, TCL Plex, dar sub telefoane ca Oppo A72, OnePlus Nord, cel de bază, și sub Moto One Fusion Plus. Acestea fiind spuse, dacă vreți să mai faceți niște calibrări, vă așteaptă zona de settings, unde găsiți opțiuni legate de luminozitate, inclusiv adaptivă, balansul de alb, mai spre cald sau mai spre rece, avem și o zonă advanced, unde puteți umbla la refresh rate, 60 sau 90 de Hz, dacă vreți să faceți economie de baterie. Apoi avem și Night Mode, Reading Mode și Ambient Display, mărimea fontului și scalare. Ecranul acesta nu prea m-a impresionat, pentru că nu stă foarte bine la luminozitate și asta poate scădea din experiență. Dar avem acel refresh rate care poate atrage gamerii, totuși subliniez, este un telefon mai mult de interior decât de exterior. Ok, și acum o să trecem la interiorul telefonului de această dată, unde găsim un procesor Qualcomm Snapdragon 690. Este un CPU de 8 nanometri, un procesor care oferă suport 5G, de altfel se și numește Qualcomm Snapdragon 690 5G. E un procesor octa-core, tactat la 2 GHz, care face pereche aici cu 6 GB de RAM și 128 GB de stocare. Dacă vă întrebați, stocare UFS 2.1. Avem și slot microSD și vă asigur că nu avem nici urmă de lag. Indiferent ce faci pe telefonul ăsta, nu o să se blocheze, nu o să aibă niciun sughiț de niciun fel și o să poți să și joci jocuri liniștit, chiar dacă nu o să împingi Genshin Impact la detalii maxime. Dar Call of Duty Mobile o să ruleze destul de ok. Hai să vedem cum stăm cu benchmark-urile. Intrăm frumos în zona dedicată. Începem cu AnTuTu 8. Ei bine, în AnTuTu 8 am depășit telefoane mult mai scumpe, Nokia 8.3 5G și Moto Razr 5G. Nu e rău deloc, dar și pe Redmi Note 9 Pro. Suntem totuși sub Realme 6 și Huawei pe 40 Lite, dar și sub Xiaomi Mi 10 Lite 5G.
în puțin mai relevantul Geekbench 5, iată ne depășind încă un telefon mai scump, Motorola Edge, asta dacă nu s-a ieftinit între timp, și depășindu-l și pe Redmi Note 9 Pro și pe Oppo Reno 3 Pro 5G. Aș menționa totuși că suntem sub Moto G 5G Plus și sub Xiaomi Mi 10 Lite 5G, dar și sub OnePlus Nord, ceea ce cred că nu surprinde pe nimeni. Gamerii o să facă ochii cât cepele la testul acesta. 3D Mark Slingshot Extreme ES 3.1, el este relevant. El îți spune dacă poți să faci gaming ca lumea pe telefon și răspunsul e nu chiar. Da, bate Huawei Nova 5T, Nokia 8.1 și pe un Galaxy A51, dar e sub Motorola One Fusion Plus, Xiaomi Mi Note 10 și Galaxy A71. În principiu ne situăm undeva între telefoanele cu Snapdragon 730 și cele cu Snapdragon 765G. Din când în când mai apare și o excepție și le întrecem pe cele cu Snapdragon 765G. La testele de temperatură lucrurile arată bine, telefonul rămâne destul de rece, 34,6 grade Celsius la benchmark-uri și la jocuri e poate cel mai rece telefon din ultima vreme. De fapt, vedeți și aici, este al doilea cel mai rece telefon după OnePlus Nord, 30,2 grade Celsius. Așa că orice problemă mai avea cu telefonul ăsta, supraîncălzirea nu o să fie niciodată una dintre ele. Cât despre baterie, acest smartphone se prezintă cu o unitate de 4300 de mAh cu încărcare la 30W și ne-a oferit câteva surprize aici. Începem cu playback video, unde este un rezonabil 14 ore și 45 de minute. Cu această valoare a depășit Huawei P Smart 2021, Huawei P40 Lite 5G și pe Xiaomi Mi 10T Lite. Rămâne totuși sub un, eu știu, Poco X3 NFC, sub un Xiaomi Mi 10 Lite 5G și sub Huawei P40 Lite. Mai bine arată utilizarea continuă, unde avem 11 ore și 49 de minute. Ei bine, aici am depășit fratele mai mare, OnePlus Nord, dar și Nokia 8.3 5G și Huawei P40 Lite 5G. Ne plasăm sub Galaxy A51, P40 Lite cel non-5G și sub Oppo Reno 4 Lite. Surpriza vine la încărcare, ai nevoie de o oră fix pentru alimentarea la 100%, iar după jumătate de oră ești deja la 60%, ceea ce pentru mine este un plus. Gata cu bateria, vorbim despre acustică. Aici avem două difuzoare, avem unul jos și unul sus, care este și cel de convorbiri. Și acum o să dăm drumul la muzică. Înainte de a porni muzica, există și niște reglaje interesante de făcut. Dacă intrați în zona Settings și apoi o să mergeți la Sounds and Vibration, aici găsiți Dirac Audio Tuner cu opțiunile Dynamic, Movie și Music. Bun, acum mai să trecem la treabă, intrăm în YouTube și pornim niște muzichie. Sperăm că nu intră vreo reclamă. Cred că v-ați făcut o idee despre acustica telefonului. Sunt destul de cântat de volum. La piesele cu voce pe care le-am ascultat, să zicem noul album Miley Cyrus sau Grandson, vocea este redată destul de ok. În altele s-au auzit cel mai bine pe telefon, basul e la categoria așa și așa. Așa că rămânem cu voce în alte. Faptul că nu vibrează carcasa aceasta la volum maxim, sunetul nu devine strident și nu veți acoperi speakerul acesta în landscape. Hai să vedem acum cum stă telefonul la testele noastre cu decibelmetrul. În primul rând, la testul cu sample-ul avem 88,3 decibeli. Am depășit telefoane precum Moto G8 Powered, dar și atenție, OnePlus 8. Da, am depășit pe OnePlus 8. Sub Motorola One Fusion Plus, sub Huawei P Smart 2021. Stăm un pic mai bine, zic eu, la testul de gaming. 100,3 decibeli. Când ai depășit 100 de decibeli, te-ai calificat mai departe la mobilissimo.ro. Cam asta este ideea. Depășim Redmi Note 9 Pro pe Poco X3 NFC, dar stăm sub Oppo Reno 4 Lite și sub Galaxy A51. Acum o să vorbim despre camere. Ați văzut-o deja pe cea selfie, este decupată în ecran chiar aici. Este o cameră de 16 megapixeli. Ce m-a intrigat pe mine e că în setări scrie, setările interfaței camerei, că poți filma Full HD la 60 fps. Mulți ar fi mulțumit doar cu Full HD la 30. Să fie primit. Trecem în spate și găsim o cameră principală de 64 de megapixeli, alături de o cameră ultra-wide de 8 megapixeli și două camere câte 2 megapixeli,
una macro, una bokeh. Avem și Blitz LED și filmare 4K la 30 de cadre pe secundă, dar și Nightscape pentru captura nocturnă și aș mai aminti de Portrait, de Slow Motion, de Panorama și funcția Ultra Shot HDR. Plus o filmare 4K cinematică pe lângă cea 4K standard. Și am văzut că avem HDR activ pe Ultra Wide, ceea ce nu-i puțin lucru. Hai să ne apucăm acum de galerie. Nu prea mai găsesc zile însorite, cred că ați remarcat treaba asta. Poze făcute pe 11 decembrie și eu mă declar încântat de culori prinse în Parcul Iore. Iar aici aveți o poză standard, știu, culori reci, destul de întunecată și asta este varianta sa ultra-wide, unde clar vedeți că am pierdut destul de multe detalii, așa când operezi cu doar 8 megapixeli. La zoom digital 2X sunt chiar încântat, mi-amintește de ce puteau pe 40 Lite și pe 30 Lite de la Huawei. Ele sunt pentru mine reper la zoomul digital, adică lipsă de camera telefoto. Încă o serie de capturi aici. Aceste culori ale toamnei sunt surprinse destul de ok și cu camera principală, dar și cu cea ultra-wide. Focalizare bună, în plan apropiat. Acești copaci arătau exact așa în realitate, așa îi percepe și ochiul meu și așa îi percepe și camera. Și acum vine o pleiadă de culori ale jucăriilor din parc. Avem roșu, verde, albastru și ne tot jucăm cu aceste jucării din parc și vine momentul testului de macro. Nu că am avea o cameră principală care se descurcă rău, stă bine și ea la focalizare close-up, dar macro-ul face o treabă bună și în sfârșit nu e genul de camera macro care să mă pună să încerc de 5 ori ca să scoată rezultatul bun. Asta este din prima, n-am șters vreo altă poză. Ok, deci macro e și bine, doar că știți voi, când operez cu 2 megapixeli, nu prea e detalii. Acum urmează o serie de fotografii selfie. Eu sunt mulțumit de textura feței, de culoare, de detalii, nu prea am obiecții aici și focalizarea este ok. Sunt mai multe cadre, sărim peste cel cu ochii închiși evident, se văd clar cearcănele, sprâncenele, porii și asta e ce contează. Iar aici avem captura bokeh, în care sunt perfect decupat față de copacii din fundal. Vedeți voi, Poco X3 NFC, de exemplu, mai prindea și un pic de copac, dacă este vorbim de chestii testate recent. Aici nu prea am remarcat, știți voi că OnePlus e bine pusă la punct cu algoritmii când vine vorba de procesarea pozelor. Și nu avem bokeh bun numai cu camera din față, ci și cu cea din spate, cu o statuie excelent decupată față de fundalul cu copaci, stâlp de iluminat și altele. Încă o zonă colorată, cu multe jucării și captură standard, captură ultra-wide. V-am zis, nu prea am mari obiecții la acest capitol, așa că avem o cameră care se descurcă bine spre foarte bine în gama de preț sub 2000 de lei. Se poate compara cu orice ultra-high mid-range, super-high mid-range. M-a dus cu gândul chiar la Xiaomi Mi 10 Lite 5G, care pentru mine este reper în zona asta, iar niște macro-uri care nu au necesitat să fac duble. Și încă o serie de capturi aici. Pozele vedetă, o să râdeți, sunt cele care demonstrează că a plouat. Asta este mașinuța lui Mickey Mouse și pe ea, în zona frontală, avem aici picături de apă pe care efectiv le simți prin ecran. Textura asta este excelentă și cea mai bună poză este asta. Ai culori, focalizare perfectă și picături de apă. Practic asta reprezintă ce poate telefonul in a nutshell, ca să zic așa. Așa cum spuneam, telefonul acesta se poate bate cu alte terminale super high mid-range, mid-range, telefoane de 2000 de lei, 3000 de lei, pentru că m-a încântat la cam toate capitolele, minus detaliile camerei ultra-wide, dar dacă ăla e singurul său păcat, eu sunt mulțumit. Și selfie-urile nu au fost rele. Sărim acum în Timișoara la fotografii nocturne. Hai să vedem ce avem aici. În general, m-a surprins faptul că el capturează destul de multă lumină, chiar și fără Nightscape, și cu atât mai multă atunci când îl activăm pe acel mod. Captura ultra-wide nu e cine știe ce, de fiecare dată când o să vezi o poză blurată în galeria asta, o să dai vina pe ultra-wide. Pe de altă parte, zoom-ul este cel mult ok, iar dacă vrei să scoți o poză cu adevărat bună, Nightscape e soluția. Albește și cerul, scoate detaliile arhitecturale în evidență. Știu că mai avem câteva reflexii în plus, dar mărimea surselor de lumină rămâne la un nivel rezonabil. Observați că au adăugat și decorațiuni acum în Piața Unirii din Timișoara. Acum, la ultimul test, nu erau. Bun, și iată o poză cam neclară. Mizez pe ultra-wide aici și o poză standard, camera principală care a ieșit bine. Cine face fotografii cu Nightscape o să fie încântat. Asta este părerea mea. Și clasicul test la Catena. Aici avem o poză standard și dacă nu ești mulțumit, poți să o vezi și pe cea ultra-wide și apoi o serie de cadre.
unde Nightscape ajută foarte mult. Acestea fiind zise, zic că Nightscape-ul se poate compara și cu ce vedem la night mode pe telefoane mai scumpe, iar eu acum o să sar la captura video, unde avem niște exemple elocvente. Hai să începem cu cel nocturn. Principalul, ca de obicei, este testul de stabilizare și el arată așa. De fapt, am două teste de stabilizare. L-am încercat întâi pe cel Full HD. Nu vă lăsați păcăliți de ecranul ăsta mic. Vizionați pe YouTube ce am eu aici și o să vedeți că nu prea stăm bine. De fapt, la tot ce am filmat cu acest telefon, există mișcare. Stabilizarea nu e bună, nici la panoramare, nici la filmat din mers. Sunt trepidații, sunt mișcări ale camerei percepute astfel, cum am arătat mai devreme. În același timp, eu mă declar încântat de capitolul focalizare, viteză și precizie, prim plan, fundal, prim plan, fundal. Și ce mi-a rămas mie în minte ar fi filmarea cinematică aici. 4K, 30 fps. Așa ceva am avut și pe Nokia 8.3 5G și iată că nu trebuie să cheltuiești de două ori mai mult ca să obții acest efect. Dar am o problemă cu captura 4K. Dacă cea Full HD a fost așa și așa la culori, bine, cea 4K este exagerată. Vedeți, este foarte albicioasă, foarte albă, contrast foarte intens. Tot roșu a devenit instant roz și vă asigur eu că aici în partea stângă era vorba strict despre roșu, roșu pur și la jucăriile astea, vedeți, un roșu foarte intens, un albastru aproape fosforescent, a amplificat foarte mult contrastul și a dat tot balansul mai spre alb, este o imagine mai albicioasă 4K-ul ăsta. Ciudat că la Full HD chiar nu a făcut acest lucru. M-a șocat în schimb filmarea selfie, sincer chiar nu era, e chiar utilizabilă dacă vrei să faci vlogging. Fiți atenți. Stabilizare, claritate, detalii. Feliz Navidad! Feliz Navidad, asta am zis. Ok, am mai zis și alte cuvinte, 1, 2, 3, probe de microfon și alte cele, dar eu zic că și-a făcut treaba destul de bine camera selfie, poate chiar mai mult decât cea din spate. Mă gândesc eu acum. Dacă mi s-au părut albicioase capturile astea 4K, într-o zi norată. Ce facem cu balansul de apă și expunerea într-o zi foarte însorită? O să vă las cu întrebarea asta, o să vă zic că au filmat mai bine Galaxy A51, A71, Poco X3 NFC chiar și noaptea vedem cum stăm, ca de obicei, în zona asta de preț, nu avem pretenții și vedem foarte mult zgomot, foarte mult blur, lumini umflate și un galben proeminent. Așa că, clar, nu o să fiți tentați să filmați noaptea cu acest telefon. Mai departe discutăm despre conectivitate. Aici avem un smartphone care vine cu suport 4G și 5G. În același timp îți mai aduce și Wi-Fi Dual Band, are și Bluetooth 5.1, are și NFC pentru plăți, GPS Dual Band și un port USB-C 2.0 în zona inferioară. Ce altceva mai are? Apeluri care se aud destul de tare și clar, nu prea am obiecții la acest capitol. Și hai să vedem cum am stat cu Speed Test. Aplicația celor de la Ookla ne dezvăluie că la testul Wi-Fi avem 385 Mbps download și 24,8 Mbps upload, în vreme ce la 4G în rețeaua Orange suntem la 198 Mbps download și 56,6 upload. Eu zic că suntem în grafic și ne putem bate cu orice telefon mid-range. Și acum despre software. Aici rulăm Android 10 cu Oxygen OS 10.5.7 aplicat peste și vom primi doar actualizarea la Android 11 și atât. Sincer, mă așteptam să vedem Android 11 preinstalat, dar nu e cazul. Nu primim Android 12, asta trebuie să rețineți. Avem pe cel mai din stânga homescreen secțiunea de știri de la Google, apoi dacă apăsăm acest buton avem multitasking-ul pe bază de carusel, scrollabil de thumbnail-uri, scrollabil orizontal și există și opțiune de split screen. Alminter, o interfață curată, aerisită, aproape de stock, dar și cu extra elemente de personalizare. Chiar sunt destul de multe, poți să intri aici să umbli la wallpaper, stilul ceasului, teme, butoane, culori de accent, tonalități, iconuri, icon pack-uri, fonturi, orice vrei tu, poți să-ți faci telefonul după pofta inimii. Apoi, dacă vei ciupi ecranul sau dacă ți-ai apăsat, o să ai zona de widget-uri care este fix stock, tot ce oferă Google găsești și aici. Apoi opțiuni legate de Home, Discover, Double Tap to Lock, opțiuni legate de App Drawer, Notification Dots și Icon Pack-uri. Swipe în jos și vezi notificări și Quick Settings, inclusiv opțiunea de Screen Recorder, care faci captură video de ecran. Iar opțiunile sunt clasice, a spune. În afară de personalizare avem
gesturi, navigare prin gesturi, digital well-being, opțiuni legate de baterie, stocare, dar și niște utilități precum App Locker, Parallel Apps, Pocket Mode, pe care, sincer, îl declanșez mereu pe OnePlus 6T-ul meu, și OnePlus Switch. Aș vrea să menționez și că avem un cititor de amprente în spate și nu e chiar 100% precizia sa și viteza. Hai să zicem că este un 90%, ceea ce în ziua de azi nu pare să fie de ajuns. Dar cel mai des și-a făcut treaba când vine vorba de deblocarea telefonului, chit că poate unor nu e așa rapidă cum ai dori. Când vine vorba de aplicații preinstalate, este o experiență stock. OnePlus nu a pus nimic extra aici, poate în afară de aplicația care face mai ușor trecerea de la un alt telefon la acesta, OnePlus Switch. În rest, numai chestii de la Google, așa că nu avem bloatware. Ce avem în schimb este momentul verdictului, a venit momentul să vorbim despre aspectele pro și contra pentru OnePlus Nord N10 5G. La capitolul pro intră faptul că are conectivitate 5G, performanță ok, încărcare rapidă, o autonomie bună, acustica este și ea bunicică și, important, avem două difuzoare, iar la fotografii mi-a plăcut cum au arătat culorile și captura nocturnă, îmi place și bokeh și selfie, filmarea selfie a fost peste așteptări, peste medie, cum ar zice un star de pe YouTube, iar conectivitatea este rapidă și softul este curat. Pe de altă parte, la aspectele contra, e un telefon care atrage amprente, grăsime și mizerie și este un pic alunecos. Are prețul cam mare pentru ce oferă, la banii ăștia, sau mai bine zis și sub banii ăștia, poți să găsești telefoane mai performante. Ecranul este, cred că, principalul neajuns. Nu e destul de luminos și aș fi dorit să fie. Avem aici doar un update promis, doar la Android 11 și personal mă așteptam să-l avem deja instalat. Filmarea 4K mi se pare că este prea intensă la culori și contrastul este prea mare, este prea albicioasă filmarea. Stabilizare nu prea avem și cam atât. Ei bine, telefonul acesta ar fi fost vedetă pe la 1400 de lei. Era un preț sincer, realist, lumea l-ar fi acceptat, ar fi îmbrățișat interfața OxygenOS și gata cu povestea. Când vii la mine cu 1700 de lei, discutăm altfel. Discutăm că o să dau cu 300-400 de lei mai puțin și o să-mi iau un Xiaomi Mi 10 Lite 5G cu ecran mai bun, cameră mai bună și, de ce nu, care face și anumite poze și videouri mai bune. Pe de altă parte, uitați-vă la Huawei P40 Lite 5G, care este mult mai ieftin și are un procesor mult mai puternic. Atenție la treaba asta. Cine o să cumpere totuși acest telefon? Cei care vor musai OxygenOS și nu vor să-și cumpere un flagship. Cei care vor totuși fotografii de calitate, inclusiv nocturne. Cei care vor o experiență duală, stereo, cu difuzoarele de la bord, care sunt ok. Și cei care vor o performanță bună și un telefon destul de future-proof dacă nu privești dincolo de Android 11. Cam atât am avut noi de spus. Prețul corect era 1400 de lei, prețul real este 1700 de lei și el împreună cu ecranul trag în jos experiența. Altfel, era un telefon pe care îl puteam recomanda la toate capitolele. O să-l cumpere cei care vor OxygenOS și o cameră destul de ok și o încărcare rapiduță. Cam atât de la mobilisima.ro, sper că v-a plăcut review-ul și cu mai multe detalii și notele o să revenim în text. La revedere!